numesc Cristi Funda, sunt din Cogelac, Constanța și sunt fermier. De ce agricultură? În agricultură au lucrat părinții mei. Am vrut să le urmez visul de a fi un agricultor, un fermier tânăr. În perioada facultății am avut un business la care am renunțat, deoarece am venit să-mi ajut familia în agricultură. Lucrau în agricultură părinții mei 300 de hectare. Acum 12 ani, când am venit să îi ajutăm, eu împreună cu fratele meu. Am crescut în suprafață, am ajuns să lucrăm undeva peste 1000 de hectare în momentul de față. Acum agricultura este la un alt nivel, la alte standarde. Se face mult mai ușor, cu utilaje mult mai performante. Digitalizarea într-o fermă este foarte importantă. Am pornit prin folosirea utilajelor moderne. Ne folosim de toate informațiile pe care ne le dau utilajele din ziua de astăzi, hărțile de producție, în baza cărora noi facem cartării agrochimice. Fertilizăm corespunzător solul în baza acestor cartări prin hărți de rată de aplicare variabilă. În același timp folosim această digitalizare și la tehnologizarea, la tehnici de lucru al solului. Experiențe pe hibrizi, pe soiuri, pe tot ce înseamnă tehnologie într-o fermă. Ne ajută foarte mult să vedem avantajele acestei tehnologii. În timp real, utilajele ne transmit date pe care le putem analiza foarte bine de la birou, de pe un telefon, de pe o tabletă, la orice oră. Putem să știm în timp real producția instantă, putem să vedem operatorii noștri cum lucrează în timp real, în ce sole sunt și cum aplică anumite substanțe. Zona noastră, Cogelac, este o zonă expusă vântului și tocmai de aceea avem și un parc eolian la noi în zonă. Suntem afectați foarte mult de secetă. Tocmai de aceea am înființat și un OUAI, Organizația Utilizatorilor de Apă. Este o organizație de utilitate publică în care vor putea beneficia toți fermierii din Cogelac, din zonă. Este un proiect fonduri europene de 1 milion de euro. Prin acest proiect se va reabilita infrastructura secundară și vor beneficia toți fermierii și întreaga comunitate. Inclusiv în proiectul pentru irigații, ne bazăm pe inovație. Atât stația, cât și pompele, hidranții, toate sistemele de irigat vor fi controlate în permanență printr-o aplicație. În timp real, totul va fi la un click distanță. Agricultura este un business de viitor. De aceea am îmbrățișat foarte mulți tineri meseria aceasta, dar fără pasiune și digitalizare nu poți să faci performanță.